Bona, din nou. După ce ai vizionat clipul anterior, probabil te întrebi cine este Șerban Stănescu. O să fac o scurtă prezentare, 10-15 minute maximum, ca să vezi cu cine vei lucra și cam ce pot să fac, ce știu să fac și cu ce te pot ajuta. Așadar, cine este Șerban Stănescu? Hai să întrebăm Google să vedem ce părere are despre Șerban Stănescu. Deci m-am oprit la Șerban S, prima inițială, a doua sugestie. Primul rezultat, după cum se vede, al meu. Al doilea, al meu, este blogul meu de pe Weblog, Facebook. Acesta este un alt rezultat. Am făcut cunoștință cu persoana, un tip simpatic, pasionat de tren. Tot al lui este rezultat, în sfârșit. Acesta e rezultatul meu. Există o carte care se numește Începutul călătoriei. O să vorbesc puțin mai târziu despre ea. O altă carte, Casa și familia, o să vorbim și despre asta. Site-ul meu de pe Poezie.ro. Un site al meu foarte vechi pe care l-am abandonat pentru că am uitat username-ul și parola. În sfârșit, site-ul meu. În limba engleză, evident. Evident pentru simplu motiv că în România există circa 8 milioane de useri, iar pe plan internațional 1,98 miliarde. Proiectul Zenla. Imagini pentru Șerban Stănescu, după cum se vede, cu excepția acesteia, sunt chiar eu. Deci, cam toată prima pagină cu rezultate, din 815.000 de rezultate, și țin să fac precizarea că în afară de Șerban Stănescu, care se vede în fotografia aceasta, mai există încă 6 pe care i-am descoperit eu până acum. Deci e ceva competiție și pe numele ăsta al meu. Da? Hai să mai vedem cu o altă variantă, nickname-ul sub care mă cunoaște foarte multă lume pe internet. Sunt Șerban Ro, Stănescu Șerban România. Da, deci primul rezultat este al meu. Acest mesaj vine datorită faptului că am avut un cont pe Netlog pe care l-am șters. Acesta e profilul meu de pe Yahoo. Profilul meu de pe Absence. 1 dintre ele. Un cont al meu de pe Învățăm.net. Fost mai puțin activ acolo. Alt cont al meu de pe forumul Santa Mia.ro. Cursul meu de afaceri online. Unul din videoclipurile mele. Hai să-i dăm drumul puțin. Un blog al meu. Muzica mea aparține, videoclipul e montat de mine, realizat de mine. Da, cred că ajunge pentru o demonstrație. Videoclipul se numește Fito însuți. Contul meu pe YouTube este Șerban Video, Șerban Stănescu Video. Aici se află pagina pe care se poate comanda certificatul de absolvire a cursului CBPN01, cei care l-au absolvit și au fost interesați să devină partenerii mei. Știu despre ce e vorba. Alt cont al meu. Contul meu de pe Twitter.
după cum se vede, despre mine e vorba. Deci, dacă numărăm rezultatele, cam toată pagina, prima pagină cu rezultate, pe nickname-ul meu, conduce la rezultate care sunt ale mele. Deci, cam asta ar fi cu ce se poate găsi cu Google despre Șerban Stănescu din România. Unul dintre cei șase. Prima mea carte s-a numit inițial Ritmuri interioare, acum se numește la cea de-a cincea ediție Începutul călătoriei. Este prima carte scrisă în limbaj zero negații. Hai să vedem ce putem să aflăm cu ajutorul Google despre Începutul călătoriei, da? Aceasta este cartea, a fost lansată pe net în 2007, în aprilie. Deci, Începutul călătoriei. Primul rezultat. Da? Ca să ne convingem dacă e ceea ce vă spun eu, hai să vedem. Începutul călătoriei, da? Ok, hai să mergem mai departe. Din nou Începutul călătoriei pe Scrib. Deci primele două rezultate din 1.590.000 de rezultate. Șerban Stănescu, Începutul călătoriei, cărți download-ro, da? Deci un site cu totul altul decât cel al meu. Da, Începutul călătoriei, ritmuri interioare, zero negații, da? Unu, două, trei rezultate pe prima pagină. Acum îți prezint cartea Autodezvoltare, Ocultism Extrasenzorial. Este o carte care are un succes foarte mare la public, după prima mea carte. Cred că este cea care va prelua conducerea în final. Autodezvoltare, Ocultism Extrasenzorial, așadar. Hai să vedem ce zice Google. M-am oprit la Autodezvoltare, Ocultism. După cum vezi, competiția este relativ mică. Primul rezultat, script.com. După cum vezi, este exact cartea despre care vorbeam. O să mă loghez pe contul meu de pe script ca să vedem niște statistici. După cum se vedea, se poate vedea pe contul meu, da, Șerban Stănescu, 3215 cititori, 798 de download-uri. Interesant e faptul că linkul de pe Google a dus la un cu totul alt cont, Girl Summer, care are cartea mea, ea știe de unde o are. Și mai am 547 de cititori și pe acest cont. Interesant. Acum aflu și eu. Deci în total spre 4.000 de cititori. Mai departe, tot un rezultat al meu, al treilea tot al meu, al patrulea tot al meu, al cincelea, al șaselea, al șaptelea, după cum se vede e listat pe un alt site. Ăsta într-adevăr este site-ul meu. Ăsta este alt site. Acum văd și eu că sunt listat pe Wattpad. Ăsta e tot site-ul meu, e adevărat. Trilulilu, o surpriză. S-ar părea că e contul meu de pe Trilulilu, rămâne de văzut. Tot... Da? Deci pe prima pagină, 10 rezultate din 10. Hai să vedem formula succesului. O să-ți arăt
cum arată formula succesului văzută de Google. Da? Deci formula succesului. Iată. Competiție. 7.180.000 de pagini web care pot conduce la acest rezultat. Ne aflăm pe prima pagină, da? Iată. Deci pe prima pagină, carte free, formula succesului, Șerban Stănescu, proiectul Zenla, da? Hai să facem click să deschidem pagina. Da? Deci după cum se vede, rezultatul mi-aparține. Cartea formula succesului, radiesezie și succes. Hai să vedem unde duce acest lucru. Pentru cei care mă cunosc, probabil că știți că acest blog îmi aparține. Deci asta referitor la formula succesului. Să vedem acum o a patra carte, Casa și familia. Aceasta este coperta. După cum se vede, 9.230.000 de rezultate. E ceva competiție. Hai să vedem dacă mă găsesc cumva pe prima pagină. Penultim rezultat, da? Sunt pe prima pagină, da? Șerban Sănescu, Casa și familia. Cred că e clar, da? Are și 179 de download-uri, 1596 de cititori. Deci, cu toate că e destul de nou, după cum se vede, 2010. 21 martie. O să-ți prezint o nouă carte, Conexiunea minte-inimă. O carte publicată în 2011. Hai să vedem ce ne spune Google despre această carte. Deci, Conexiunea minte-inimă, 416.000 de rezultate competiție. Primul rezultat este pagina de pe site-ul meu. Hai să o accesăm. Da, deci aici cine vrea să o descarce. Mergem mai departe. Conexiunea minte-inimă pe script. O să sar peste, e rezultatul meu. Da, deci cea mai recentă carte din cadrul proiectului Zen la seria Ritmuri Interioare. Dedică această carte și așa mai departe. Conexiunea minte-inimă este o referință despre un site despre care am auzit. După cum se vede, e cartea mea. Da? Pe un site necunoscut mie. Acum văd și eu referința asta. Hai să mergem mai departe. Șerban Stănescu, să vedem despre ce e vorba. Tot prima oară văd acest site. Un forum văd. Hai să vedem. Aha, da. Rapid Share Files și așa mai departe. Iată ce spun alții despre mine. Da, deci în pachetul ăsta, din câte constat eu, poate o să-l descarc să văd și eu cum arată download-ul. Autodezvoltare, ocultism extrasenzorial, conexiunea minte-inimă, cum să faci bani, începutul călătoriei, libera circulație a valorilor, da? Un autor pe care îl recomand cu căldură. Documentul Conexiunea minte-inimă explică de ce autorul a ales să-și publice cărțile pe internet și să facă disponibile free. Foarte interesant. Recomand mai ales celor care au decis să nu împărtășească rezultatul muncilor. Da. Îmi cer scuze, a sunat telefonul. Mai sunește telefonul câteodată. Deci, hai să mergem mai departe. Conexiunea minte-inimă, după cum se vede, pe cărți gratis EU, se ar părea că e același rezultat de, pardon, carte digitală EU. Da? Deci tot rezultatul meu, dar hai să verificăm că
mai descoper și eu lucruri interesante cu ocazia asta. Conexiunea mintei nu. Ah, da, e cartea mea, da. Hai să vedem, să mergem mai departe pe fir. După cum se vede, mergem mai departe. Radiestezie și succes, analiza spectrală biorezonantă, o altă carte a mea. Deci conexiunea minte-inimă, e blogul meu, între alte bloguri. Deci cred că e destul de relevant. Cartea a fost lansată prin ianuarie anul acesta, deci are 5 luni de cât e pe internet și are 1, 2, 3, 4, 5, 6 rezultate pe prima pagină. O altă carte a mea, a 5-a cred că în listă, sau a 6-a, Ghidul autodidactului online. Aceasta este coperta. Hai să vedem ce știe Google despre această carte. Deci ghidul autodidactului fără online, că durează prea mult. Hai să vedem doar cu aceste două cuvinte cheie ce răspunde Google. Da? Deci, film. Deci, proiectul ritmului interior, după cum s-a putut vedea. Da, o să mă opresc aici, e vorba de cartea Ghidul autodidactului online, a cărui coperta am arătat-o deja. Deci primul rezultat îmi aparține, YouTube. Contul meu de pe YouTube. Da, Șervanți Video. După cum se vede, același videoclip. Azi mergem mai departe. Ghidul de la autodidactului online. De data asta pe un alt site, acum îl descoper și eu. Ghidul autodidactului online pe script. După cum se vede, e contul meu, iată. Și așa mai departe. Instruction to NLP. Interesant. Cum ajung cărțile mele pe site-uri surpriză. După cum se vede, despre videoclipul meu e vorba. Site-ul meu cu lista cărților free. Și o descriere a lor. Ele sunt mult mai multe, dar trebuie timp ca să actualizez și această listă. Și așa mai departe, WN.com. Altă surpriză. Un site în limba engleză, un alt videoclip al meu în care se vede cartea cum se faci bani. Da, interesant. Da, site-ul meu radiestezie succes. Deci, după cum se vede, toate rezultatele de pe prima pagină cu ghidul autodidactului sunt ale mele. 83.000 de rezultate, deci o competiție rezonabilă. În fine, a șaptea carte, Libera circulație a valorilor, aceasta este coperta ei. Hai să vedem ce zice Google despre această carte. Deci, Libera circulație a valorilor. Primul rezultat coincide cu cartea. Al doilea rezultat. În sfârșit, al treilea este alt rezultat. Acesta
este tot legat de carte. După cum se vede, fotografia mea. Deci, pe prima pagină, cu o competiție de 747.000 de rezultate, am și eu 3 rezultate. Binișor plasate, dacă mă gândesc. În fine, o a opta carte, Schimbul de Valori, care împreună cu Libera Circulație a Valorilor și Cum să faci bani sunt baza teoretică, să spun așa, a cursului CBPN01 și a următoarelor cursuri care vor apare. Deci Schimbul de Valori. Hai să vedem ce spune Google despre Schimbul de Valori. Deci Schimbul de Valori. Șerban Sănescu, Schimbul de Valori. Da, curs free, Schimbul de Valori. Da, rezultatul meu. Deci, pe prima pagină am două rezultate, cred că e mulțumitor. Iată și o a noua carte, lansată foarte de curând, Bani pe net ușor și repede. Hai să vedem ce zice Google despre cartea asta. După cum se vede, 44.500.000 de rezultate. Pe prima pagină, rezultate 0 și spun eu că am verificat până pe la pagina 26, fără niciun fel de rezultat. Hai să punem acum Șerban în coadă. Un prim rezultat pe prima pagină. Hai să vedem despre ce e vorba aici. Da? Deci, cartea. Are mai puțin de o lună de când am pus-o pe internet. Deci, cu această formulă de căutare poate fi găsită, iar competiția este 1.580.000 de rezultate. Chiar și așa. De ce cu formula asta rezultatele sunt zero? Foarte simplu, pentru că am fost mult preocupat ca să am timp să-i fac promovare. Dar o să rezolv și problema asta. Și probabil am să fac și un videoclip pe tema asta. Hai să vedem cât e data curentă ca să... Da? Deci iunie 2011, 19. Ora 2.52. Da? Bam, pe net ușor și repede. Să vedem în cât timp ajung pe prima pagină Google cu cartea. Ok. Deci, a noua carte, Bani pe net, ușor și repede. Pentru cine e interesat, dacă după titlul ăsta pune Șerban în coadă, o găsește pe prima pagină cu rezultate. Hai să vorbim acum despre proiectul Zenla. Deci, proiectul Zenla, Șerban Stănescu. Primul rezultat, al doilea rezultat, al treilea rezultat, al patrulea rezultat. Pentru cei care vor să ne găsească. Mulțumesc, Luanca Socaciu, cu ocazia asta. Da, deci asta este pagina proiectului de pe Facebook. Un articol, YouTube, proiectul Zenla, Zenla Project, versiunea englezească, da, din nou listată o carte, resurse, da, deci prima pagină este integrală a proiectului Zenla. Mai avem un proiect în cadrul proiectului Zenla. Proiectul LaserBiz. După cum se vede, da? Primul rezultat. Al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea,
al șaptelea, al optulea. Da, deci toate rezultatele de pe pagina sunt legate de proiectul LaserBiz. Hai să vedem și în engleză. Da, primul rezultat e, hai să-l vedem, pe Scrib. Da, deci după cum se vede, e contul meu de pe Scrib. Despre asta este vorba. Cum spuneam, link-uri. Zenla Project, site-ul proiectului. Are și o versiune în limba română care mai necesită un pic de muncă. Da, o să închid eu pagina asta. Da, după cum se vede, este vorba despre noi, Monica și cu subsemnatul. Da? Tot al nostru, tot al nostru, tot al nostru și așa mai departe până la sfârșitul pagina. A, iată și o referință neașteptată. Cărți OK RO. Deci, și în limba engleză avem ceva prezență pe internet. Da. Am să mă opresc aici cu lăudatul, ca să zic așa.